Sitting there with you by the river, we danced in the headlights and fell for the first time. I remember telling you. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Brava, interviuri de colecție. Invitata de astăzi este una dintre cele mai frumoase actrițe ale teatrului românesc. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră, actrița Daniela Nane. Este raportul dumneavoastră cu propria persoană, cu propriul brand? Adică nu aveți momente în care vă gândiți că, domne, sunt nevoită să mă comercializez sau să... Nu mă gândesc așa. Nu mă gândesc așa. Acest brand a fost făurit în 20 de ani de muncă, în 20 de ani de prezență în viața publică românească, cu suișurile și coborâșurile vieții, evident, cu influențele exterioare, mai mult sau mai puțin plăcute, dar baza fiind solidă, e un brand care s-a format în timp și care, de care eu n-am avut prea multă grijă, sincer să fiu, dar cred că reprezintă un nume în sfera mea de activitate. Dar nu ajunge să vă temeți la un moment dat de continuitatea brandului dumneavoastră? Adică am văzut de foarte multe ori, cu cât ești mai sus, cu atât e mai greu să te menții. Vin alții și... Foarte bine că vin alții. Foarte bine că vin alții, doar că cei care vin n-or să poată niciodată să mă înlocuiască da. Pe mine. Cum nici eu nu pot să joc un rol... În teatru se mai poate, dar în film, de exemplu, nu o să pun niciodată să joc un rol de fată de 25, de femeie de 25 sau de 30 de ani. Nici o femeie de 25 nu se poate juca ce pot să joc eu la 40. Nu mă teme de nimic, pentru că viața merge înainte, profesia la fel. Sper să pot juca și la 50, și la 60, și la 70 sau cât mă ține puterile și dorința. Frumusețea este un atu în teatru. Da, eu cred că da. Pentru că oamenii vor să vadă pe scenă, și nu doar pe scenă, dar și în viață. Vrei să vezi oameni frumoși. Vrei să vezi... e nevoia din... Despre care vorbea grecii antici. De nevoia de frumos, de adevăr și de bine. E nevoia de armonie, din care frumusețea face parte, alături de bine și de adevăr. Și eu mă bucur când văd oameni frumoși. Și pe scenă cu atât mai mult. O actriță, dacă e talentată foarte bine, dacă are și farmec, e un, cu atât mai mult un element în plus. Cum ați resimțit succesul? Care a fost prima clipă în care ați zis am ajuns o actriță de succes? Niciodată nu poți să spui că ești actriță de succes. Una e să fie actriță de valoare și una e să fie actriță de succes. Știi? E o diferență mare, pentru că actrițe de succes sunt și alte... E o mare diferență. Chiar discutam acum... Chiar ieri am vorbit cu un prieten de-al meu de la Iași, Dan Doboș, exact pe diferența aceasta între artă și divertisment, între artist și entertainer. Și atunci, dacă vrei să faci artă cu adevărat, sunt niște amănunte, detalii de care trebuie să ții seama. Și în principiu, ca să concluzionez discuția noastră de două ore de ieri, cred că mesajul e foarte important. La divertisment, mesajul este că vrei să distrezi oamenii, să petreacă câteva clipe frumoase, o oră, două, trei, și după care să plece cu spre casă la problemele lor, înseninați. Pe când în artă, cred că arta are și alte dimensiuni în afară de această dimensiune de
arta poate avea și o dimensiune spirituală, și o dimensiune terapeutică, și o dimensiune... depinde ce vrei să faci, sunt alegeri și alegeri. Mi-a plăcut foarte mult când am citit legat de o întâmplare de-a dumneavoastră de pe scenă, când ați auzit-o pe una dintre colegi spunând: măi, dar Nane, chiar ea crede. Nu l-am auzit-o eu, o altă colegă mea mi-a povestit lucrul ăsta despre altceva, mă rog, bârfă. Și m-am bucurat pentru că tot timpul au fost voci care aveau o scuză, da, sigur are succes pentru că e frumoasă. Dar și pe mine nu, chiar mă durea lucrul ăsta, pentru că știam că pot să fiu, și munceam să fiu bună. Nu ne ajungea faptul că arătam într-un fel sau altul. Și țin minte că acela a fost un moment în care chiar m-am bucurat că începe să se vadă și să se recunoască lucrul ăsta. Pentru că munceam și tot timpul aveam senzația că nu eram recunoscută sau, și da, sigur, are succes, că e frumos. Mă rog. Acum s-a mai dus și frumusețea și atunci sper să rămână partea cu valoarea. Mai ales că această recunoaștere între colegi are oarecum un aviz, pentru că ei sunt specializați, au absolvire, sigur, nu sunt pur sigur. Și simplu public. Și da, chiar dacă nu recunoști, în sinea ta o vezi valoarea. Eu o recunosc întotdeauna. Și strig bravo la teatru, dacă merg la un spectacol și îmi place foarte mult, mă bucur și strig și recunosc. Am văzut de curând la Teatrul Notara Vesul Singuratic, în care colegii mei Florin Piersic Junior, Vlad Zamfirescu, Andy Vasluianu și Ioana Calotă fac niște roluri extraordinare. Și m-am bucurat foarte mult. Am revăzut de curând la noi la Bulandra Crimă și Pedeapsă, iarăși cu colegii, cu Marius Manole, Vlad Logican, amândoi sunt ieșeni, deși bine, cu Rodica Lazar, Maria Gâlea, foarte bun, extraordinar. Și am aplaudat și am strigat bravo și m-am bucurat pentru ei. Cât de frumos! Dar că tot vorbeam de divertisment și valoare, ați putea alege între teatru clasic și cel alternativ, care este oarecum o derivare artistică? Dacă este emoție, nu există teatru. Dacă este arta, înseamnă emoție și catarsis. Și se poate produce și pe scena de la Bulandra și într-un club cu un spectacol de două personaje. Dacă acel mesaj, acel spectacol atinge inimile spectatorilor, poate să fie artă, nu contează unde. Ați putea alege între comedie și tragedie referitor la personaje pe care să le interpretați? Profesorul meu din facultate, Mircea Albulescu, ne spunea în anul întâi de facultate: comedie egal farmacie. Nu înțelegeam ce vrea să spună cu lucrul ăsta. La început n-am înțeles. Am înțeles pe parcurs, în sensul că e mai greu, mult mai dificil să faci comedie. Pentru că, exact ca la farmacie, trebuie să măsori, măsura cu care dai replica este de o precizie infinitezimală. Dacă dai replica cu o fracțiune de secundă mai târziu sau mai devreme, sau cu o intonație mai accentuată sau mai puțin accentuată decât cea adecvată, se pierde efectul comic. De aceea e foarte complicat să joci comedie. Eu prefer să joc comedie, ador să joc comedie, îmi place foarte mult și pentru că mă simt eu bine și pentru că îi văd pe spectatorul bucurându-se. Pe de altă parte, uite, am în această stagiune șansa să fac două roluri total diferite. Joc comedie, așa cum îmi place, Omul cel bun din Sichuan, Regia lui Andrei Șerban, și am acolo un personaj cu totul diferit de ce am făcut eu până acum și cu totul diferit de ceea ce joc în spectacolul lui Alexandru Darie, în Conversație după înmormântare, unde sunt și acolo elemente comice, dar acolo este o comedie horror, o comedie neagră, așa, și sunt două roluri total diferite, dar pe care le iubesc la fel de mult. Ce părere aveți de actorii amatori, cei care apar în tot felul de sketch-uri, în tot felul de producții televizate? Dacă e loc pentru ei, e loc pentru toată lumea. Și unii dintre ei chiar sunt talentați.
Unii chiar sunt foarte talentați. Chiar am văzut o fată, Andreea Vasile, de exemplu, care nu știu dacă are școală, nu cred că are școală, cred că a vorbit la televiziune niște, nu știu, dar a crescut foarte frumos și chiar e talentată și ar putea să facă profesia foarte bine. Deci... Dar bănuiesc că specializarea are totuși... E important să ai școală, dar e important pentru că și din punct de vedere tehnic, al tehnicii, și din punct de vedere cultural, pentru că ieși din școală cu un bagaj, mă rog, dacă îți faci școala cum trebuie și te duci la toate cursurile de estetică, de istoria teatrului, citești tot ce ți se dă la seminarii, dar ieși cu un bagaj de cultural de care ai nevoie, care e baza a ceea ce trebuie să... E bagajul care plece în profesia asta și de cultură cinematografică, de asemenea, și teatrală, e foarte important. Dar, mă rog, fiecare, e loc pentru toată lumea și fiecare are drumul lui. Da. Nu e nimic bătut în cuie. Am o curiozitate legată de teatru și de film. De ce se pot produce, de ce un actor poate produce mai multe piese de teatru sau poate juca în mai multe și în mai puține și în mai multe filme? Adică de ce un actor are oarecum un repertoriu de piese mai restrâns față de producțiile de film, de cinema? Dar nu e așa. Nu? Nu e niciodată așa. Dimpotrivă, un actor, bine, un actor important, are mai multe piese de teatru în spate decât filme. Pentru că se fac mai multe piese de teatru decât filme. Pe de altă parte, nu știu, știi cum e că... Un rol în teatru, un rol principal în teatru, face cât 10 filme în care ai un rol în care te duci 2-3 zile la filmare. Adică nu poți compara lucrurile astea. Nu, și sunt și două tehnici de lucru diferite, pentru scenă și pentru ecran. Imaginează-ți că pe un ecran de 9 metri pe 4, la prim plan, se vede fiecare gând care îți trece prin spatele ochilor. Fiecare gând se vede. Ei, pe scenă, când ai publicul la cel puțin 3 metri de tine, dacă joci ca la film, ești pietrice, la nu vede nimic. Și sunt o altă tehnică de folosit. De aceea sunt actori care sunt foarte buni în film și care nu fac față în teatru, pentru că sunt, cum să spun, ca să faci teatru, îți trebuie o mulțime de alte calități, plus că e o continuitate, un spectacol de 2 ore, de 3 ore, 2 ore și jumătate, dar e o continuitate, iei personajul de la punctul A, îl duci la punctul B, trecând prin anumite stări. La film, poți să faci lucrul ăsta pe bucățele. Nu ți-a plăcut ceva, mai refaci. Pe când la teatru, dacă n-ai exercițiu de acest tip de concentrare pe termen lung, nu faci față. Și îți trebuie și anumite alte calități, din punct de vedere vocal, din punct de vedere fizic, mai departe. Pe de altă parte, sunt foarte mulți actori extraordinari de teatru, care nu fac bine film, dar un actor bun de teatru întotdeauna va ști să-și regleze limbajul în așa fel încât să fie foarte bine și pe ecran. Un actor de ecran nu e sigur că va face față pe scenă, dar un actor de scenă cu siguranță va face față.